Noi am avut ieri a doua ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență. Pe data de 28 februarie am avut prima ședință, când am stabilit ce avem de făcut. Și ieri, 11 martie, am avut a doua ședință, în care am venit cu noutățile care au apărut între timp și am analizat cum au fost implementate măsurile stabilite pe data de 28. Mulțumesc că ați venit și dumneavoastră la această ședință. Am făcut o ședință extinsă a Comitetului Executiv, în sensul că am invitat directorii de școli, asistentele medicale din școli, asistentul medical comunitar și agenți economici importanți care au contact cu publicul, cu clienții, da. Ați văzut și dumneavoastră, medicii de familie au venit toți, sigur și reprezentanți, dar am discutat cu toți, am ascultat părerile și sigur că am finalizat cu o hotărâre care a stabilit mai multe lucruri pe care noi dorim să le facem pentru a întâmpina problema aceasta a virusului. Doresc să vă spun că la ora actuală în Târgu Ocna avem 14 persoane care sunt izolate la domiciliu. Ele sunt monitorizate de către Serviciul de Asistență Socială din cadrul primăriei. Cei care au solicitat alimente, alte servicii, le primesc prin salariații primăriei. Ei trebuie să stea acasă pentru că altfel se fac controle de către jandarmerie și poliție. Câte zile? 14? 14 zile, da. Și trebuie să stea la domiciliu. Rugămintea mare este să înțeleagă toți cei care au fost în Italia sau care au intrat în contact cu persoane care au venit din Italia să rămână la domiciliu și rog și pe ceilalți cetățeni din oraș să aibă încredere că noi încercăm să luăm toate măsurile pe care le-au stabilit specialiștii să nu avem probleme de contaminări cu acest virus. Ca și măsuri în școli. Încă din la începutul anului școlar, o mare parte, dar imediat la începutul acestui an, am introdus acele aparate cu dezinfectant. Dacă ați sesizat ieri la ședință, ni s-a dus la cunoștință că nu sunt uscătoare. Domnul doctor a intervenit și a spus că decât uscătoare să luăm mai bine hârtie și a explicat și de ce. Deci e bine să asculți specialistul știe exact. Mai bine. Ați văzut în toate școlile am avut acest dezinfectant, se fac grafice de curățenie zilnică, sub semnătură, ora la care se fac aceste dezinfecții și sigur că nu s-au manifestat apariții sau persoane care au probleme. Copiii a căror părinți au fost în Italia au fost reținuți la domiciliu, se face selecția în fiecare dimineață. În școlile noi credem că este bine reglementat. Acum s-au închis și școlile. Una din măsurile care le-am luat ieri, care s-au hotărât de fapt în ședință, a fost să dezinfectăm noi cu o firmă specializată toate instituțiile de învățământ. De asemenea, primăria am dezinfectat-o, vom dezinfecta și biblioteca și locurile de joacă pentru copii. Am apelat la o firmă specializată pentru că trebuie să respectate niște condiții și sigur trebuie să facem un contract prin care să avem asigurată o periodicitate în care se fac aceste operațiuni de dezinfecție. Avem instruit personalul sub semnătură la școli, au luat cunoștință de toate măsurile care trebuie luate. Încă o dată aș dori să spun cetățenilor că depinde de noi cum vom trece peste acest impas.